Pe un picior de plai, pe o gură de rai, iată vin în cale să cobor la vale trei turme de mei cu trei ciobănei. Unui moldovean, unui ungurean și altui vrâncean. Iar cel ungurean și cel vrânciar mării se vorbiră, ei se sfătuiră, ca la pus de soare, ca să mi-l omoare pe cel moldovean. Că-i mai ortoman și are oi mai multe, mândre și cornute, și cai învățați și câini mai bărbați. Dar cea mioriță, cu luna plăviță, de trei zile încoace gura nu-i mai tace, iarba nu-i mai place. Mioriță laie, laie, bucălaie, de trei zile încoace gura nu-ți mai tace, iarba nu-ți mai place. Ori ești bolnăvioară, drăguță mioară, drăguțule bace, dă-ți oile încoace, la negru zăvoi unde iarbă de noi și umbră de voi, și schiamă și un câine, cel mai bărbătesc și cel mai năzrăznăvesc. Că la pus de soare vor ca să mi te omoare baciul ungurean și cu cel vrâncean. Oiță năzrăvană, te ești de năzrăvană și de-o fi să mor în câmp de mohor, să-i spui lui vrâncean și lui ungurean ca să mă îngroape aici pe aproape. În stâna de oi să fiu tot cu voi, în dosul stânii să-mi aud câinii. Astăzi să le spui, iar la cap să-mi pui fluieraj de fag, mult să-mi cânte cu drag, fluieraj de soc, mult să zică cu foc, fluieraj de os, mult să cânte duios. Iar vântul când abate, prin ele a răzbate, și oile, și oile s-or strânge, pe mine m-or plânge cu lacrimi de sânge. Acum 20 de ani, bă, da, chiar că nu vă văd deloc. Acum 20 de ani, tatăl meu și-a dorit foarte mult ca în prima zi de școală să pot recita această baladă, pe care mulți dintre voi poate o cunoaște sau poate pentru voi astăzi a fost prima oară când ați auzit-o. Balada Miorița. A fost o dorință a lui pentru că poate a crezut acolo de unde eram în prima zi de școală, în satul Dumbrava din județul Bacău, a crezut în puterea mea de a da voce unor idei sau unor lucruri care deja există, dar poate nu sunt suficient de bine cunoscute. A fost prima oară în viața mea, când aveam 7 ani, când am simțit o greutate pe umeri, așa cum o simt și astăzi în fața voastră, să zic o poveste, o epopee a literaturii românești. A contat foarte mult pentru mine și mai ales pentru ceea ce avea să urmeze mai departe din tot ceea ce înseamnă cariera mea. Pe zona de voluntariat, pe zona de organizații și așa mai departe. Însă să știți că atunci când eram la 7 ani, aveam o gândire și simțeam o somatizare, simțeam ceva în corpul meu, o nedreptate care îi se aducea, gândindu-mă la acea baladă, o nedreptate care îi se aducea acelui cioban moldovean. Era ortoman, avea oi mai multe, mândre și cornute, cai învățați, câini mai bărbați. Era un cioban dezvoltat, cum s-ar zice. O companie, în ziua de astăzi, bine dezvoltată pe plan local în județul Bacău. Și cei lați doi ciobani, ungurean și vrâncean, mării se vorbiră, ei se sfătuiră. Vreau să-l sape, cumva. Și mie mi se părea ciudat în copilăria mea, cum, domnule, un cioban care vrea să facă ceva, îi se face o asemenea nedreptate. El vrea să dezvolte, vrea să prospere în bucățica lui de activitate. Iar alții vin și încearcă să-l sape pe la spate. Însă ce m-a indignat cel mai tare nu a fost neapărat faptul că ceilalți doi ciobani încercau să-l sape, ci lipsa de reacție a ciobanului moldovean. Ce a făcut ciobanul moldovean? Când a venit informația, oița care a venit și a zis ciobanului despre veste, era o informație pe care o avem și noi astăzi. Ce a făcut ciobanul? Și-a pregătit moartea. N-a avut nicio reacție ofensivă să zică, gata, acum mă pregătesc, ne pregătim, ne facem fortul mișto în stâna noastră și când vin ceilalți doi ciobani, suntem pe atac pe ei. Nu prea s-a întâmplat lucrul ăsta.
Și asta m-a indignat cel mai tare și mi-a rămas în minte până astăzi. Miorița n-am uitat-o niciodată, nu v-am zis-o în întregime, doar jumătate. Mă iau emoțiile uneori când vine vorba despre această baladă, pentru că eu cu ea am crescut. Astăzi, sau mă rog, trecutau ani și a apărut în viața mea o oportunitate super mișto. Federația Tinerilor din Bacău, unde acolo am crescut. Mulți dintre oameni, când au auzit de Federația Tinerilor din Bacău, au zis, au fost reacții diverse, două tabere, cum ar fi aici, două, cum e împărțită sala asta. Unii care ne susțineau și erau așa, wow, și ceilalți care, na, ce au, ăștia de ai cui sunt? Care partid? Necula? PNL? A fost o greutate pentru noi, însă noi nu am fost ciobanul moldovean, nu ne-am semnat testamentul și am zis gata, capitulăm în acest moment pentru că sunt reacții. Ci din contră, am reușit împreună să demonstrăm că putem lăsa ceva frumos în urma noastră. Și a fost o muncă. N-a fost ușor. N-a fost ușor nici cu cei care ne-au susținut constant. N-a fost ușor nici cu cei care ne criticau constant. Dar am crescut. Iar astăzi, Bacăul se poate lăuda la nivel național cu o mișcare de tineret. Înainte de a merge mai departe, am o curiozitate și așa îmi bate lumina asta în ochi. Vreau să știu că discursul meu o să fie mai mult axat pe zona de tineret. Câți dintre voi aveți vârsta între 14 și 35 de ani? Mâna sus. Și o să mă dau un pic doar să vă văd. Wow! Să știți că pentru voi e discursul meu de astăzi. Iar ceilalți care simțiți tinerește, câți sunteți? Mâna sus. Care mai aveți spiritul tânăr? Vă rog să vă aplaudați! E important ce s-a întâmplat în timpul Federației Tinerilor, cât ea există în continuare, dar dinamica creată în comunitatea băcăoană a dat un imbol, mi-a dat mie un imbol personal. Uneori mă simțeam în leadership-ul pe care îl aveam în organizație, mă simțeam un cioban moldovean care vreau să capitulez. Tot timpul mă duceam în trecut, în momentul în care învățam poezia, când am învățat balada și vreau să, băi, gata, am bat piciorul, stau liniștit, vreau să fac altceva, aș prefera să mă angajez într-o companie, îmi vedeam de task-urile mele și era suficient, câștigam și bani, viața era frumoasă. Însă n-am simțit neapărat lucrul ăsta până la final. Știți că uneori avem pornirea, simțim anumite lucruri și după aia ne trezim. Somnul rezolvă totul. Un somn bun. Însă s-au reușit foarte multe lucruri. Și mi-am dat seama că fiind într-un continuu contact cu tinerii, cu firul ierbii, cu tinerii de la firul ierbii, mi-am dat seama că lucrurile nu se schimbă atât de ușor. Și astăzi am acceptat o nouă provocare în viața mea, aceea de a reprezenta tinerii la nivel național într-o organizație. Și mulți oameni au început să-mi zică, băi, dar tu ăla care ziceai și luptai acolo și spuneai că tinerii trebuie să rămână în Bacău, tinerii nu mai trebuie să plece în Bacău, tu acum accepți o provocare, tu trebuie să te muți din Bacău ca să poți face reprezentare la nivel național. Și mi-am dat seama de un lucru, că eu cunoscând toate informațiile, nu chiar toate, dar majoritatea nevoilor tinerilor din județul Bacău, mi-am dat seama că nu e suficient aici, nu e suficient aici implicarea mea. Mai degrabă e important să mă duc să fac vocea tinerilor auzită la nivel național și sunt sigur că e Bacău un exemplu pentru multe alte județe. Ce se întâmplă în județul nostru se întâmplă și în alte județe. Mișcarea de tineret e cam aceeași. Că nu e suficient reprezentată, asta este o altă discuție. Și am acceptat să iau această provocare, să intru și să reprezint Consiliul Tineretului din România. Trăim astăzi, din păcate, încerc să mă conectez acum la mine, trăim astăzi, din păcate, o situație mai puțin plăcută pentru noi, pentru generația noastră tânără. Aproape un sfert din tinerii din România au plecat deja.
mai exact 2,5 milioane de tineri. Din 2003, sigur, până în 2018, zic statisticile. Însă în ultimul timp, acest lucru este mult mai, se întâmplă mult mai mult. Și nu e tocmai ok. Mulțumesc că ați aprins lumina, mai văd și eu câțiva oameni. Nu e tocmai ok. Tinerii nu mai au încredere în statul român. S-a rupt relația. Și ne dăm seama că migrația asta a tinerilor nu e tocmai utilă pentru noi ca societate. Și suntem pe pasul, generația noastră, suntem exact, mai avem puțin și facem exact același pas pe care părinții noștri, din păcate, l-au făcut. Acela de a nu a mai avea încredere în ei, de a capitula, de a lăsa sistemul, de a lăsa pe cei doi ciobani, ungurean și vrâncean, să-i domine. Și aceeași atitudine pe care ciobanul moldovean a avut-o când, în loc să fie combativ într-un fel sau altul, și-a acceptat moartea. Și-a creat o dramă din toată povestea asta. Suntem exact pe acel punct de a face același lucru. Nu e tocmai ok. Nu e sănătos pentru noi. Nu e tocmai bine ca să ne pierdem încrederea în noi. Și știți care e avantajul nostru al generației noastre față de generația părinților noștri? E faptul că avem acces la informație. Faptul că avem libertatea gândirii și libertatea expresiei. Putem să zicem ce vrem. Asta e o diferență între noi și generația părinților noștri. Și atunci, de ce naibii nu folosim lucrul ăsta în interesul nostru? De ce nu vrem să înfruntăm pe cei doi ciobani? Care, într-un fel sau altul, încearcă să ne domine, să ne convingă că țara asta nu merită? M-am gândit, din momentul în care am preluat oportunitatea și, nu știu, munca asta de a reprezenta tinerii la nivel național, ce, Doamne, artă m-aș putea eu să fac acolo? Cum pot să mă conectez cât mai mult la tineri ca să-i pot reprezenta? Dar să fie o chestie reală, adică nu doar ideea de a fi într-o funcție, tu ești acolo, Gabi, aici, și tinerii sunt undeva acolo și no match, știi, nicio conexiune între tineri și tineri. Și îmi dau seama că trebuie să luptăm mai mult, noi ca organizații, și trebuie să dăm mai mult empowerment organizațiilor care reprezintă tinerii din toate județele din țară. E foarte important să susținem aceste organizații, care acele organizații reușesc să ajungă la tineri mult mai ușor. Și nu mă refer doar la ONG-uri, mă refer și la companii, mă refer și la instituții. Mă refer la toate acele contexte sau cadre prin care tinerii, sisteme mai exact, în care tinerii își desfășoară activitatea. Și mult mai simplu să încercăm să ne conectăm mai ușor la ei. Și foarte important, să nu așteptăm să vină altcineva să ne decidă prezentul și în special viitorul. Este mult mai important să știm cum să luăm pe baciu ungurean, baciu vrâncean, să-i luăm de mânuță, să le zicem, acolo-i ușa, și lasă-mă pe mine, eu baci moldovean, că să știți că baciu moldovean reprezintă o realitate a atitudinii, a caracterului românului. Omului care nu e neapărat combativ, om care să ia atitudine, ci se... nu mă bag, că nu-i treaba mea. Mi-e bine aici, cercul meu, bucățica mea, nu mă ninge, nu mă plouă, că mi-e bine, că mi-e rău, mă descurc, eu văd eu cum. E important să vedem cum îl transformăm pe acel baci moldovean și să-l facem baciul tinerilor din ziua de astăzi. Să vedem cum noi tinerii reușim să ne transformăm dintr-o generație care așteaptă și dă vina și critică pe alții, să vedem noi ce putem face pentru societatea în care trăim. Și ciobanii, că o fi vrâncean, că o fi ungurean, că o fi moldovean, noi le dăm puterea asupra noastră. Și tot noi le-o putem lua. E în Miorița o chestie acolo interesantă. Turma de miei. Știți, iată vin călare, sau nu mai știu, am uitat cum începea balada. Cei trei ciobănei cu trei turme de miei.
acea turmă de miei, din punctul meu de vedere, nu e reprezentată de oameni. Fiecare individ suntem un cioban, iar turma noastră în care trebuie să credem e reprezentată de vocația noastră, de ambițiile noastre, de dorințele noastre pe care vrem să ni le dezvoltăm în acest spațiu. Să nu le dăm voie ciobanilor să ne trimită din această țară pentru ambițiile lor. Să ne dăm voie nouă să fim ciobanii propriilor noastre turme și să coordonăm și să facem exact cum vrem noi în țara noastră. Și nu uitați că puterea și decizia este la noi. Vă mulțumesc!